Albert îi povestea Mariei că ar fi trebuit să plece în Anglia înainte să vină la emisiune. Vorbise cu niște prieteni, vreau să plece să lucreze în Anglia. Urma, urma să-și facă pașaportul, să-și cumpere biletul, însă a venit la emisiune, a fost acceptat și nu a mai plecat în Anglia. Îl întreba Maria ce ar fi vrut să muncească acolo, spunea că vrea să găsească ceva să cânte și altcineva îi promisese că ar fi fost un loc la o frizerie în primă fază, ar fi lucrat ca frizer. Maria îi spunea că ar fi putut să tundă românii care sunt acolo, pentru că sunt multe grupuri, dacă ar fi dat un anunț pe acele grupuri, ar fi avut mulți clienți și ar fi putut să tundă de acasă și să facă mulți bani sau să lucreze ca taximetrist, îi spunea Maria. Zicea că și ea are părinții în Anglia și vrea și ea să meargă acolo pentru că este și foarte ușor să își facă actele dacă părinții sunt în Anglia. Albert spunea că s-a gândit să meargă acolo și să lucreze la Amazon, încerca, nu știa nici el sigur ce ar fi lucrat, însă a spus că își dorea foarte mult această experiență în afara țării, pentru că nu a mai plecat niciodată și vrea să vadă cum este. Îi zicea Mariei că și-ar dori foarte mult să viziteze cât mai multe țări, să meargă și el în vacanțe în alte, în alte țări.